Hai să vorbim prima dată de parteneriatul ăsta. Cât de important este că ați adus un nou sponsor, un nou partener în, într-un play-out în care orice accidentare... Păi, pentru performanță avem nevoie de un partener solid, un partener care să ne poată oferi toate serviciile, inclusiv RMN, inclusiv ecografii, și să ne poată da imediat rezultatul unei investigații, să putem să luăm deciziile cele mai bune în legătură cu recuperarea jucătorilor. Cred că pentru orice club de fotbal e foarte important ca jucătorii importanți și toți jucătorii din lot să fie apți cât mai mult timp în cursul anului competițional. Și noi credem că e un parteneriat care va fi de succes, pentru că domnul doctor a reușit prin clinica pe care a dezvoltat-o să înglobeze și să trateze oarecum holistic așa toată partea de recuperare și prevenție. Credem că la nivelul echipamentelor pe care le are, este o clinică de top în România. Cumva încercați să securizați orice s-ar întâmpla în play-out? Nu e nevoie de absolut tot pentru a depăși orice? Evident că vrem să ne luăm toate măsurile necesare ca să putem să facem un play-out mai bun. Nu avem cum să te întrebăm, bănuiți că ai auzit de evenimentele de azi dimineață, mai mulți lideri ai galeriilor, Daniel Niculae, ridicați de poliție. Este un dosar amplu, ce vizează foarte mulți suporteri, galeriile, torțe fumigene, sunteți și voi acolo, inclusiv de la Dinamo. Bun. Noi am declarat, pentru că am avut incidentul ăsta la meciul cu UTA, că politica noastră e de toleranță zero. Cred că am greșit la meciul cu UTA un pic, nu le-am luat suficiente măsuri de siguranță. Dar asta a venit și pe fondul faptului că la ședința tehnică cumva gradul de risc a fost trecut mediu și nu ridicat, și atunci și noi efectivul pe care l-am mobilizat poate n-a fost suficient. Jandarmeria a trecut acest gradul. Dar politica noastră e toleranță zero împotriva huliganismului. Nu vreau și nu vrem noi ca și club să vedem astfel de evenimente pe stadioane, pentru că nu avem nevoie noi ca societate de astfel de evenimente. Trebuie să avem tribunele pline, să ne încurajăm jucătorii în limitele în care trebuie să se întâmple acest lucru. Bătăile, de orice fel, nu le încurajăm. Mai departe, despre ceea ce ați vrea să mă întrebați legătură cu aceste... De... Să amână de decizia, dacă ai cumva emoții, dacă crezi că Dinamo va juca cu porțile închise. Sau să fie ca în cazul Rapidului? Nu pot să comentez, pentru că sunt multe aspecte de luat în considerare. Din punctul meu de vedere, vă spun, și pe stradă au fost niște incidente care nu au fost gestionate foarte bine. De pe stradă presiunea s-a mutat în stadion în momentul respectiv și poate acolo noi, luați de val și de presiunea pentru a intra cât mai repede suporterii, poate n-am aplicat toate măsurile care trebuia, dar nu știu, asta comisia se va pronunța. În ceea ce privește dosarul, nu pot să dau nicio declarație, nu pot să fac niciun comentariu despre nimeni, că nu știu nimic. Dar faptul că un conducător este luat în... E luat ca martor, luat, sunt ademastat de nu, ca martor. Nu vreau să comentez, pentru că nu știm nimic, așa ar însemna să speculăm. La Sibiu, câți suporteri dinamoviști așteptați? Eu cred că peste 3.000, pentru că am văzut o emulație foarte bună, am văzut că și data trecută când am fost la Sibiu, deși nu eram într-o emulație de genul ăsta, părerea mea, jumătate din stadion a fost pro-Dinamo, acum vom vedea. V-au șocat prețurile? Am declarat asta, cred că e cel puțin neinspirată decizia pe care au luat-o cei de acolo, mai ales pentru faptul că inițial anunțaseră un preț de 30 de lei, care oricum era mai mare decât prețul de 20 anunțat inițial, după care au revenit și au făcut de 50. Atâta timp cât ei vor respecta regulamentul în ceea ce privește prețul pentru peluza proprie, nu avem ce face și ne vom supune. Dar din punctul nostru de vedere nu e normal ce se întâmplă. Astăzi s-au mai luat niște aprobări în ceea ce privește construirea stadionului Dinamo. De acum înainte dosarul va fi pe masa domnului Cioloș și trebuie doar să semneze pentru hotărârea de guvern. S-au mai făcut niște pași, să spunem. Tot așteptăm hotărârea de guvern. Toți așteptăm. Am citit undeva astăzi fugitiv. Aprobați că aducem noi buldozeri. Cam asta e, cred că asta e sentimentul tuturor dinamoviștilor.